Microfonul liber pentru toți. Veniți să cuvântați la cameră. Publicăm pe Curaj TV. Servicii gratuite. Libertatea cuvântului e un drept fundamental. Veniți la microfonul liber. Acceptăm laude, încurajăm critici, filmăm și punem pe Curaj. Veniți la microfonul liber. Scot gura cascat! Păi că nu înțelegeam tot trăgați! Nu înțeleg! Gheorghe! Auziți, domnișoară, nu trebuie să mă filmați, dar nu vă spun, da. Majoritatea dintre aici care vin din noi, aproape 8 studii superioare. Ori lucrează învățător, ori doar medicalul, ori cu diplom în buzunar. Și în și condiția am ajuns noi să ne câștigăm banii lor. Paște-n vași, de pe deal să vii și astea roși. Să ai și trăiești tu de un student. Un student n-a fost să întreține cu ăștia bani. Am văzut prima dată la realitate. Mai îndrăznit, nu știi când mai vin iar la televizor. Așa că ziceți ceva la cameră. De bine, de rău, de sat, de raion, de Chișinău. De atâta vă știu că v-am votat pe dumneavoastră și tot, dacă nu... Mă bucur, dar de ce m-ați votat? V-am părut cel mai simpatic sau ce motiv ați avut? Nu, hai cu băiet și băietul vă spus, mamă, să vă... Băiet și-o zis că breg, am înțeles. Da. Și de-am vă știți de bun și tot vă urmăresc, dar nu dată vă, de atâta. Am înțeles, mulțumesc. Vă mulțumesc frumos că am văzut prima dată așa ceva. Poftiți la microfonul liber. Cuvântați acum cât îi voie și îi gratis. Filmăm și publicăm pe internet. Poftiți la microfonul liber. Still now no reactions. So you've come here because they're... Because they are far from the capital, because they are not observed by media, because politicians don't come here, because they have broken roads, and of course they have something to say, I guess, I hope. Microfonul liber pentru toți! Veniți să cuvântați la cameră! Publicăm pe Curaj TV! Servicii gratuite! Libertatea cuvântului e un drept fundamental! Va vine partid după partid, toți mi-au promis 300 de euro. Salariu, pensii de 100 de euro. Mama mea a fost 45 de ani de zile la pensie și nu a ajuns la 1000 de lei. A lucrat o viață în popos. Câți ani trebuie să mai trăiască ca să ajung la 1000 de lei? Interesant, aș vrea să intre pe lucru. Trăim greu și mai puteți mai spune. Greu, foarte greu. Ai ajuns la pensie 600 de lei, student contract. Dar care e problema cu vacile de care domnul spunea? Că noi le paștem, noi le educăm. Dar cu piața, care e problema? Am văzut că mai mulți oameni strângeau. Și care e problema piaței? Nu avem unde, nu, că bine, cred că ar trebui așa. Dar nu aveți? De ce nu aveți? Nu aveți condiții pentru vânzare? Îți leacă condiții, mai la drumul, plouă, ne ieși, vine și îți fac loc și așa, și vine. Și aici e loc autorizat sau nu? Dar nu e autorizat, eu știu că e autorizat. Da, cui e piața? Cine trebuie să... Primăria și strânge impozit. Hai, mă duc. Dar impozitele cum? Nu sunt legale, nu? Sau pur și simplu strâng bani? Nu sunt legale, eu aș crede, dar eu nu știu, nu m-am interesat, n-am fost, n-am văzut. Mm-hmm. Și asta e. Și de cât timp vendeți aici? Eu? Ai o la baie. La... În sens că ați mai vândut și în altă parte? Da. Ați mai avut și alte condiții? Am avut în așa magazin. Acolo ne-a eliberat, fiindcă este mobilă și miroase mobilă la plată. Eu cred că ești corect, miroase mobilă.
Minte-am asta este, da. Asta salariul îi smici. Copiii ăștia învață, n-au unde lucra. Foarte, foarte greu. 600 de lei, suntem 3 persoane. Soțul nu lucrează, nicăieri nu primești nici 10 bănuți pe zi. 10 bănuți nu are. Și așa trăiești. Dar nu de gene, eu înțeleg că e asta așa. Așteaptă lumea noastră e ca ta și nu spune nimic. Mersi. Eu timp de 5 ani de zile cumpăr mașina de la stat în Coraz, înțelegeți? Eu am strâns o viață pentru că mi-a cumpărat mașina asta, pe urmă trebuie să plătesc 3.000, 4.000. Nu este așa ceva. Eu am cumpărat mașini de 2.000 de euro și plătesc după cubatură tot ca așa are mașini de 50, 60, 100 de mii de euro, ca să plătească el la locul mai mare, care are bani de unii. El se plimbă în Chișinău, unde drumurile sunt bune, dar noi la sat ce drumuri avem? Plătim mașinile și naloguri. Nu prea ne aranjează. Vreți să ne spuneți despre piață, situația care mi-ați povestit-o? În câteva. Nu putem să vă spunem nimic, ca așa. Nu depinde de noi. Asta e fugărească. Da? Dar ce să vă fugărească? Vă temeți de autorități? Autorizați-ne și eu, autorizați. Ana Potreanu, unde bate cu șocanul să ia.